Stimată doamnă președintă Maia Sandu, stimate domnule ministru Bogdan Aurescu, declarăm briefingul deschis. Vă rog, doamnă președintă. Bună ziua! Mă bucur să-l salut din nou la Chișinău pe domnul Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor externe al României și delegația care îl însoțește astăzi de la București. Am avut o discuție bună despre rezultatele alegerilor parlamentare anticipate și despre acțiunile planificate pe agenda bilaterală dintre Chișinău și București. I-am mulțumit și cu această ocazie domnului ministru pentru sprijinul semnificativ pe care l-a primit Republica Moldova de-a lungul timpului din partea României și în special pentru ajutoarele pe care le-am primit în această perioadă complicată generată de criza pandemică. Am primit echipamente de protecție, am primit ajutor pentru sistemul medical și mai ales am primit donații semnificative de vaccin, donații care ne-au ajutat să salvăm sănătatea și chiar viețile cetățenilor Republicii Moldova. Domnule ministru, vă mulțumesc frumos, îi mulțumesc frumos domnului președinte Klaus Iohannis pentru această asistență extrem de prețioasă pentru cetățenii Republicii Moldova. Astăzi, în Moldova va mai ajunge un lot de 100.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech și prin această donație trecem de cifra de peste jumătate de milion de vaccinuri care vin din România. România este cel mai mare donator de vaccin pentru Republica Moldova. Vă mulțumim frumos! Am discutat și despre relansarea dialogului la nivel guvernamental, în momentul în care vom avea următorul guvern votat de către Parlament. Am reluat discuțiile asupra programelor pe care le-am inițiat anterior și, evident, am discutat despre actualizarea acestor programe, pornind de la contextul real pe care îl avem astăzi în Republica Moldova și de la programul ambițios de transformare a societății în Republica Moldova, programe care țin de dezvoltare economică, programe care țin de dezvoltarea infrastructurii, de rezolvarea problemelor de mediu, probleme sociale, probleme în domeniul sănătății, și multe alte domenii în care ne-am bucurat de-a lungul timpului de sprijin din partea României și unde vom continua această colaborare. Acum vreau să-l rog pe domnul ministru să ne spună mai multe lucruri despre aceste forme de asistență despre care vom beneficia în continuare. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă, pentru primirea călduroasă și pentru discuțiile foarte substanțiale pe care le-am avut. Revin cu bucurie la Chișinău într-un moment crucial pentru dezvoltarea și viitorul Republicii Moldova, precum și pentru evoluția relațiilor noastre bilaterale. Mă bucur că sunt primul oficial din Uniunea Europeană care vine la Chișinău după rezultatul istoric al alegerilor din 11 iulie și mă bucur totodată, doamnă președinte, că putem să continuăm cooperarea și coordonarea strânse pe care le-am avut în ultimii ani în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. I-am reiterat doamnei președinte cu prilejul consultărilor pe care le-am încheiat, felicitările domnului președinte Klaus Iohannis, ale prim-ministrului Florin Câțu, dar și ale mele personal pentru rezultatele obținute în premieră de forțele politice pro-reformă, pro-democratice, pro-europene la alegerile din 11 iulie. Este un rezultat cu adevărat remarcabil, ce deschide drumul Republicii Moldova către consolidarea statului de drept, către stabilitate politică și prosperitate. Cetățenii au arătat, la fel ca și la alegerile prezidențiale, maturitate democratică și faptul că doresc un stat cu instituții puternice care să lucreze în sprijinul lor. Au demonstrat că sprijină consolidarea luptei împotriva corupției, că susțin procesul de reformă promovat de dumneavoastră, doamnă președinte, care are potențialul de a transforma Republica Moldova într-o democrație pe model european în care sunt pe deplin respectate principiile statului de drept. România a susținut ferm și continuă să susțină aspirațiile cetățenilor Republicii Moldova, care se regăsesc în amplul program de reformă pe care l-ați propus și pe care noul guvern
îl va duce la îndeplinire. Ne bucură să vedem că opțiunea clar exprimată și ferm exprimată de cetățenii Republicii Moldova este, așa cum spuneam, una pentru dezvoltare în spiritul valorilor europene. Rezultatele de la alegerile parlamentare creează astfel premisele și pentru o relansare și aprofundare a parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova dintre țările noastre, o relansare și aprofundare a cooperării bilaterale între România și Republica Moldova și vom depune toate eforturile, atât în plan bilateral cât și la nivel european, pentru a răspunde cu succes aspirațiilor cetățenilor. Avem încredere în programul de reforme asumat de doamna președinte Maia Sandu, încredere reafirmată și cu ocazia vizitei pe care domnul președinte Klaus Iohannis a făcut-o în decembrie anul trecut la Chișinău. Am fost mereu și vom fi și în viitor alături de domnia sa și de guvernul care își va începe în curând mandatul în eforturile de avansare a acestor reforme care sunt de natură să consolideze poziția Republicii Moldova ca partener solid în relația cu Uniunea Europeană. Avem încredere că va fi investit rapid un guvern profesionist care să gestioneze responsabil situația din Republica Moldova, să implementeze în ritm alert reformele de care sunt atât de necesare și să ducă Republica Moldova mai aproape de Europa. Sprijinul constant și substanțial al României pentru Republica Moldova la nivelul Uniunii Europene s-a tradus de-a lungul timpului în susținere pentru reforme, transformare și apropiere de Europa, în consonanță cu prioritățile promovate de forțele pro-reformiste de la Chișinău. Așa cum am arătat personal la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, reuniunea Miștilor de Externe a Uniunii Europene pe 12 iulie, imediat după alegerile din 11 iulie, am arătat că rezultatul acestor alegeri este un pas extrem de important în direcția avansării parcursului european al Republicii Moldova, proces pe care România l-a susținut consecvent și pe care îl susține cu toate forțele și în continuare. La 12 iulie am pledat ca Uniunea Europeană și statele membre să susțină puternic eforturile noului guvern, ale noii majorități parlamentare, ale doamnei președinte, în direcții precum reformarea statului, consolidarea instituțiilor, accelerarea și eficientizarea luptei anticorupție, respectiv consolidarea statului de drept. Și am subliniat că următorii ani vor reprezenta nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru Uniunea Europeană o oportunitate unică, care nu poate fi ratată. Republica Moldova poate să devină un model de orientare pro-europeană în vecinătatea estică a Uniunii Europene, care este un spațiu de importanță strategică pentru Uniune și un exemplu concret al puterii de transformare pozitivă a Uniunii. Din nefericire, proiectele de pe agenda bilaterală guvernamentală au avansat prea puțin și prea lent în ultima perioadă, din motive care nu au ținut de România, de aceea contăm pe o cooperare reînnoită cu viitorul guvern. Și mă aflu aici pentru a transmite astăzi asigurările noastre ale domnului președinte Iohannis, ale guvernului condus de domnul Florin Câțu, că România este pregătită pentru o accelerare a realizării tuturor acestor proiecte și o multiplicare a acestora. Sprijinul României pentru Republica Moldova se va consolida în toate domeniile de interes major pentru dezvoltarea și modernizarea statului, pentru creșterea rezilienței sale în fața tuturor provocărilor cu care se confruntă. Este un mesaj ferm de deschidere și disponibilitate deplină din partea noastră, care îmi doresc să ajungă la toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de limba maternă vorbită, de regiunea în care se află, dacă se află la stat sau la oraș, și indiferent de vârstă. În această linie am avut cu doamna președinte o discuție amplă și deosebit de utilă cu privire la principalele priorități în plan bilateral și în relația cu Uniunea Europeană. Astăzi am discutat despre importanța convenirii unui nou program de asistență nerambursabilă, care să îndeplinească funcțiile acordului privind asistența nerambursabilă de 100 de milioane de euro, semnat în 2010 și ieșit din vigoare, din păcate, în martie acest an. Noi am depus eforturi susținute pentru a prelungi valabilitatea acestui acord, dar din motive care nu au fost imputabile părții române, s-a ajuns la ieșirea din vigoare a acordului. Cu toate acestea, acordul acesta a permis finanțarea de către România peste un deceniu a unor proiecte emblematice și în beneficiu real al cetățenilor. Peste 1000 de grădinițe, instituții școlare, asigurarea de contribuții la dezvoltarea gazoductului Iași-Chișinău. De asemenea, vreau să vă anunț că am decis ca ministru de externe al României acordarea unei noi contribuții voluntare din partea României
în valoare de 300.000 de euro prin intermediul European Endowment for Democracy în scopul implementării de proiecte pentru susținerea societății civile și a presei independente din Republica Moldova. Această asistență financiară este atribuită în conformitate cu pachetul de sprijin anunțat de către domnul președinte Klaus Iohannis în decembrie anul trecut la Chișinău și vine în continuare a contribuției voluntare similare de 250.000 de euro pe care am acordat-o anul trecut în luna noiembrie. Am plecat de la premiza în acordarea acestei asistențe că susținerea societății civile și presei independente din Republica Moldova reprezintă elemente centrale pentru dezvoltarea unei societăți democratice, reziliente și inclusive. Am discutat de asemenea despre proiectele de interconectare din sfera energiei sau din sfera infrastructurii de transport. Trebuie să lucrăm împreună în mod susținut pentru avansarea și operaționalizarea acestora. România este, prin urmare, angajată în implementarea unor proiecte care pot să aducă dezvoltare și bunăstare pe termen mediu și lung, beneficii concrete pentru cetățeni, inclusiv oportunități de ordin economic și social. Am dat astăzi ca exemplu necesitatea implementării cât mai rapide a acordului privind reglementarea construirii unor apeducte, având în vedere intenția autorităților din regiunile noastre limitrofe Prutului de a coopera în domeniul serviciilor de alimentare cu apă, care trebuie să fie ameliorate. Chiar dacă România este principalul partener comercial al Republicii Moldova, dorim o consolidare a investițiilor românești în Republica Moldova și am discutat și despre acest aspect. Voi transmite domnului președinte Iohannis, domnului prim-ministru Câțu, colegilor din Guvernul României, elementele care au reieșit din discuțiile avute astăzi privind necesitățile pe termen scurt și mediu ale Republicii Moldova, despre măsurile pe care le putem întreprinde împreună pentru a sprijini eficient efortul noului guvern de la Chișinău. De asemenea, am convenit cu doamna președinte crearea unui grup informal de lucru care se va întâlni în perioada imediat următoare pentru a discuta în mod concret despre prioritățile de cooperare, despre proiectele pe care le vom fie continua, fie le vom dezvolta pe mai departe, pentru a pune în aplicare proiectele și obiectivele pe care noi le-am anunțat. Reforme susținute, parcurs european irreversibil, proiecte care să genereze rezultate palpabile pentru cetățeni. Știu că așteptările cetățenilor din Republica Moldova sunt foarte mari și sunt legitime, dar am mare încredere că, alături de doamna președinte, cu sprijinul unui parlament reînnoit, noul guvern, în care guvernul de la București are încredere, va reuși să fie la înălțimea acestor provocări. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule ministru! Sunt bucuroasă să spun că astăzi avem o colaborare foarte bună între Republica Moldova și România și apreciez foarte mult deschiderea autorităților de la București, deschiderea domnului președinte Klaus Iohannis, a domnului prim-ministru Câțu, a dumneavoastră și altor reprezentanți ai guvernului de la București pentru a aprofunda și a consolida această relație. Avem acum ocazia să construim un parteneriat puternic și reciproc avantajos, bazat pe dialog sincer între Republica Moldova și România, un parteneriat care va oferi soluții pentru problemele cetățenilor noștri, un parteneriat care va deschide oportunități pentru dezvoltare și un parteneriat care ne va apropia și mai mult. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Stimate domnule președinte, stimate domnule ministru, vă mulțumim! Dragi colegi, vă mulțumim! O zi bună!